Bine v-am găsit! Astăzi vreau să vă vorbesc puțin despre acei trandafiri de săpun în ghilimele, pe care îi știți cu toții, pe care îi vedeți pe la florării, la magazinele de cadouri și suveniruri, aceia îmbalați frumos în cutiuțe, în formă de inimioară sau mai știu eu ce formă. Vreau să vă arăt, în schimb, care e diferența dintre acei trandafiri din spumă de săpun, precum e cel roz, și un trandafir de săpun adevărat, făcut cu sodă caustică, făcut de mine. Veți observa că trandafirul din spumă este un trandafir ușor. Ca și gramaj, nici nu se compară. Trandafirul din săpun adevărat, vedeți, are 93 de grame, pe când cel din spumă, ia să vedem, 6 grame. Deci, vedeți diferența, da? Și acesta tot 6 grame are. Sunt foarte ușori, petalele sunt foarte subțiri, pot fi desfăcute, nu sunt stabile, da? Pe când săpunul, trandafirul adevărat, nu se comportă așa, el nu poate fi desfăcut, este stabil, este greu. Dacă îl introducem în apă, veți vedea cum se topește. Și nici urmă de săpun. Vedeți, nu face spumă. El nu este un săpun adevărat. Deci el nu că nu este un săpun adevărat, el nu este un săpun absolut deloc. Ci doar un fel de masă văscoasă, lipicioasă. Uitați. Uitați cum se desface, uitați cum se lipește. E foarte neplăcut la atingere. Nu cred că doriți să vă spălați cu așa ceva. Voi sau Doamne ferește copiii voștri. Uitați, în interior are un fel de mugure din poliester, nu știu, din plastic, din ceva material. Priviți, dragilor, cum arată trandafirii de săpun, da? Să nu mai afirmați că ați cumpărat trandafiri de săpun, pentru că acești trandafiri n-au văzut săpunul în viața lor. În schimb, da, dacă doriți să-i folosiți ca decor sau să-i țineți de frumusețe în vitrină, da, puteți să-i țineți, dar în niciun caz să nu vă spălați cu așa ceva, pentru că riscați să aveți probleme majore de sănătate, de piele, să vă apară tot felul de erupții pe piele, alergii și așa mai departe, mâncărime. Haideți, în schimb, să vedem săpunul adevărat, trandafirul adevărat din săpun, cum se comportă în apă, da? După cum vedeți, el cade la fundul vasului, nu se ridică la suprafață precum celălalt. Și uitați că face spumă. Deci, diferența dintre cei doi trandafiri. Spală bine, face spumă, săpunul nostru, așa că poate fi folosit fără nicio grijă, atât de voi, cât și de întreaga familie, inclusiv de copilași. Mulțumesc pentru că v-ați uitat la acest filmuleț și mare atenție atunci când cumpărați trandafiri din săpun, da? Acum știți care este diferența.